Bun, suntem aici la Răcari, în Biblioteca Ioan Ghica din Răcari, cu Alexandra Diniță, câștigătoarea concursului Lumea satului Nicolae Grigorescu 185 și al secțiunii pentru avansați. Și am o întrebare pentru Alexandra. De unde e inspirația pentru lucrarea ta? Păi, inspirația a fost un desen care l-am văzut pe internet și m-am inspirat din el, nu l-am copiat. Nu, asta a fost, sau mă rog, te apropie de ceea ce a fost poate cerința concursului, dar cu toate astea, de ce ai optat pentru asta și nu pentru un peisaj pe care îl cunoști? Sau de aici, din sat, lucru foarte cunoscut. Da. Păi, am încercat să fac un tablou din imaginație, un peisaj sau după fereastră și nu mi-a ieșit, nu mi-a plăcut cum l-am recreat, cum l-am desenat. Și am zis să fac ceva care era deja lucrarea unui alt pictor și doar m-am inspirat. Da, e o soluție bună. Cred că poate fi considerat o soluție originală, dar cred că asta este și, nu știu, nu vreau să adică te-ai consultat cu profesoara în legătură cu abordarea temei? Da, i-am arătat desenul care îl făcusem prima dată și a spus că mai bine îl fac altul pentru că nu era cel mai reușit. Bun. Îți mulțumesc, Alexandra, felicitări și cred că este un talent pe care ți l-ai descoperit și îl vei urma. Asta e speranța mea, și dar decizia e a ta și a părinților și a celor care sunt în jurul tău. Mulțumesc! Mulțumesc! Bună, Alexandra! Așa, Alexandra Ivan este în clasa 12-a, lucrarea este foarte surprinzătoare și a fost primită foarte bine de către juriu. Și o rog pe Alexandra să ne vorbească despre ea, pentru că, într-adevăr, lucrarea părea până la un punct, până la punctul în care mi-a fost cumva explicată de către doamna bibliotecar Dobre, nepotrivită pentru tema dată. Ideea este că satul din zilele noastre nu mai reprezintă ideea pictorului din secolul XVIII. Satul de astăzi nu mai este cu case din chirpici și animale pe câmp. Eu am interpretat această temă ca fiind tema din curtea mea și ce pot găsi în curtea mea dacă nu două pisici și pe mine fiind într-o ie cu niște flori pe cap. Această idee mi se pare cel mai pictoresc și într-un fel original și ideea și aproape de realitate. Da, a fost cea mai apropiată idee de realitate și mi este un proiect de suflet pentru că am inclus animalele mele de companie într-un portret. Da, și sunt foarte, foarte, foarte bine realizate pisicile. Este foarte interesantă abordarea și poate a fost foarte surprinzător. M-am bucurat că a fost și o astfel de lucrare, cu atât mai mult că este un autoportret și este așa plin de imaginație și cumva acum, cunoscându-te, am văzut și asemănarea, pentru că cu atâta face mai valoros autoportretul tău și ideea ta. Și ideea ta este foarte surprinzătoare, dar nu a făcut decât să crească așa suspansul și bogăția acestui concurs. Așa că îți mulțumesc! Mulțumesc! Bună ziua!
suntem alături cu Cătălina, o avem aici alături pe Cătălina Manolache. Ea a luat locul 2 în concursul nostru, tot la secțiunea Avansați. Și aceeași întrebare, de unde e inspirația pentru lucrarea ta? Inspirația este tot pe internet. Mi-a plăcut foarte mult imaginea și m-am inspirat, doar că m-am luat doar după umbre și lumini, dar am adăugat eu elemente care mi-au plăcut mie. Da, acum poate că inițial eu așa pornisem cu lumea satului lui Grigorescu, lucru care v-ar fi putut duce așa în trecut. Dar mă gândeam, adică mă așteptam ca lucrările voastre să reflecte lumea satului pe care îl vedeți voi. Voi nu satul pentru voi, satul pentru tine. Nu mai este frumos? Nu este pitoresc? Ba da. Pentru aici noi voi trăiți într-un mic oraș, dar satul este foarte aproape și cred că și satul de astăzi păstrează din, nu pot să zic că păstrează din pitorescul satului lui pe care l-a văzut Grigorescu, dar are alte elemente care pot fi interesante. Care e părerea ta? Sunt și la noi satul, îl văd foarte, adică pot să faci o pictură foarte frumoasă, dar m-am inspirat pur și simplu, adică mie mai bine gen după poză făcută. Da, asta e. Cred că e mai ușor că ai cu tine, nu era cazul să lucrați în aer liber cum lucrai Grigorescu. Chiar astăzi este un articol despre Grigorescu și lucrurile în plein aer, adică afară și cu modelul în față. Dar putem face poze și putem face lucruri frumoase și după lucrurile pe care le cunoaștem și care ne sunt așa mai aproape de suflet. Bun, felicitări! Mulțumesc! Cătălina, aceeași întrebare legat de lucrarea ta. Care a fost sursa de inspirație? Păi, inspirația mea provine dintr-o imagine pe care am văzut-o în realitate. Oh. Adică ceva pe care pur și simplu am putut să-l pictez doar văzându-l, dar nu de pe ecran. Da, este, dar doar văzându-l și n-ai avut poză. Nu ai avut o fotografie. Am lucrat la el treptat pe diferite zile, mi-a luat o săptămână ca să tot adaug lucruri pe care le consideram necesare în desen. Și cu atât mai mult cu cât tu lucrezi singură, adică nu ai un profesor care să te îndrume și e doar așa o pasiune a ta pe care ți-ai descoperit-o de mică, probabil, și continui. Bun, mă bucur că s-a întâmplat așa și poate că ambele abordări sunt bune, și cea după fotografie, dar și cea din imaginație, cu siguranță. Ăsta este un loc, un lucru care te face să câștigi la capitolul originalitate. Bine, îți mulțumesc și felicitări! Bună ziua! Suntem astăzi la Dragomirești. Sunt alături de Iulia Zanfiroiu. Ea a câștigat un premiu în cadrul concursului nostru Lumea Satului, Nicolae Grigorescu 185. Este vorba de premiul al doilea la categoria începători. Și întrebarea mea este aceeași pe care am adresat-o și altor participanți cu care am avut plăcerea să mă întâlnesc după finalizarea concursului. Iulia, ce te-a inspirat pe tine? Pentru că văd că totuși tema asta revine în tablourile tale. Ăsta este genul tău favorit, ca să zic așa. Ce te inspiră în alegerea
temei sătești? Pentru că este rară pentru cineva de vârsta voastră. Mă inspir din cărțile pe care le citesc, pentru că îmi place să citesc cărți despre viața oamenilor de dinainte și de acum. Dai un exemplu de carte, așa, neapărat cărți românești? Da. Cărți românești, romane sau cărțile de școală? Sau aminti din copilărie. Dar stilul acesta, unde ai văzut tu felul ăsta? Pentru că este un anumit stil. L-ai văzut undeva? Nu. Pentru că el se numește pictură naivă și în, dacă ai să urmărești, ai să vezi că este folosit același stil, cumva simplu și ne... sofisticat, ca și cum artiștii n-ar avea o școală în spate, ci ar desena așa cum simt ei. Cred că ăsta este și cazul tău. Deci tu ai doar așa un simț al culorii și una. Și unde, în ce an plasezi tu tablourile tale? Când sunt ele? Unde le plasezi? Este viața ta de zi cu zi aici? Nu. Dar când sunt ele? Când te gândești la ele în trecut, unde în trecut? Cât de în trecut? Mult? Foarte, da. Mult în trecut. Da. Aveți acum un detaliu pe tabloul Iuliei, în același stil cu cele două tablouri pe care le avem la potlogi. Și puteți vedea că apar foarte multe personaje. Au vreun sens personajele? Sunt oamenii satului. Sunt oamenii satului și fiecare face ceva. Adică sunt... Asta a fost și pentru mine foarte, foarte interesant, că am văzut pe cineva de vârsta voastră, de vârsta ta, care chiar înțelege aceste activități, pentru că ea spune câteva dintre ele ca să ne convingi că este... Fetele acestea de aici vin de la râu și aduc apă acasă. Fetele de lângă căpițe se împletesc la păr una pe alta. Ciobanul stă cu oile. Femeile de aici se duc la biserică. Așa, și au și ele coșuri. Da. Așa. Și purcei. Da. Nu, e foarte frumos. Sunt și două personaje aici care au altă dimensiune, dar chiar asta am văzut că și în celălalt tablou nu este o greșeală, este un alt punct de focus. Adică personajele astea, tu ești personajul acesta? Nu ești tu. Nu. Deci băiatul și fata, aici este o altă poveste. Da. Sunt două povești în tablou și în celelalte tot așa, în care... Dar ăsta este Dragomireștiul? Satul? Da. E Dragomirești o altă dată, nu? Da. Adică asta e biserica din sat, de aici. Da. Cumva atunci când am ieșit afară am căutat să văd biserica, să văd dacă aduce cu biserica de aici. Pentru că foarte mulți dintre concurenți au luat imaginea de pe net și au reprodus-o întocmai și mă bucur că... tu te-ai gândit la ea și vine din imaginația ta. Și îți mulțumesc foarte mult pentru întâlnirea de astăzi. Mult succes! Elena, aceeași întrebare ți-o adresez și ție. De unde a venit inspirația pentru tabloul din expoziție? Sau cele două tablouri pe care mi le-ai trimis? Așa, deci nu te-ai uitat pe net, sunt din poveștile pe care le-ai citit și din... Dar nu este o imagine de astăzi, pentru că la tine odată ce apar numai oameni, sunt eu băcuță, un cățel, când plasezi tu acțiunea din tablou? Acum.
A, este o imagine actuală. Pentru că inițial eu m-am gândit să pun concursului Lumea satului lui Grigorescu. Și după aceea m-am răzgândit cu totul și cu totul și poate că nu am definit prea bine, am pus lucrări originale, dar am înțeles cumva sau mă gândeam la cumva la lumea satului care vă înconjoară pe voi și am avut surpriza să nu am dintre cele 30 de lucrări niciuna, poate că lucrarea ta și încă o lucrare, dar tot care este asemănător cu a ta, nu se văd case sau ceva ca să o leg de, de un anumit timp, am avut surpriza să fie un peisaj din alte vremuri. Lumea satului de astăzi nu mai este interesantă, pitorească, la fel de pitorească cum nu mai este, de ce? Oamenii s-au schimbat. Așa. Dar peisajele nu s-au schimbat, peisajele au rămas aceleași. Cu toate astea, tu zici că nu este așa de pitorească. De ce? Ce a pierdut? Ce a pierdut satul? În opinia ta. Magia, culoarea, viața. Magia, culoarea, viața. Adică era mai aproape de pământ, da. Și de un adevăr al traiului frumos de zi cu zi. Și acum e totul... Seamănă foarte mult cu orașul, nu? Da. Adică asta e. Seamănă foarte mult. Aproape că nu poți să faci diferența. Îți mulțumesc, Elena. Mulțumesc.